Salutare lume și bine v-a regăsit la un episod din seria noastră de Robocraft. După multe mesaje de la voi și timp de gândire, m-am decis să continui această serie. Am primit un mesaj, o să răspund imediat. Dar totuși, jocul mă dezamăgește destul de mult, pentru că a băgat niște update-uri nașpa. Bine, nu putem să zicem că toate au fost nașpa ultimele update-uri, dar update-ul acesta cu aceste culori, care parcă nici nu sunt culori, sunt așa mai mult șterse decât culori normale, a stricat, nu știu, cheful de joc al multor persoane. Am văzut postări pe Facebook cum că mulți și-au dezinstalat jocul, mulți nu se mai joacă, printre care am fost și eu, da? Nu m-a jucat vreo o lună, gen, după acest update și totuși am decis să-i dau o șansă. Da, hai să vedem, poate îmi revine cheful de joc, poate, nu știu, să-i introducem un nou update prin care se repară chestia aceasta, deși nu prea cred, pentru că văd că dezvoltatorii vor să facă cât mai mulți bani. Înainte jocul era accesibil pentru oricine. Și da, haideți să jucăm câteva meciuri. Stai, nici nu mai știu să mă primeniu. Bun, acum am observat că, nu știu, mi se pare mie cel puțin că primești mai mulți bani, mă refer bani în joc, decât înainte. Am primit ieri 600 de mii la primul meci și înainte primeam maxim 300 de mii la un asemenea meci. E mai interesant. Și apoi ceva unealtă nou în ultimul update și nu știu exact ce folosește. O să vi-l arat după ce jucăm primul match. Nu știu, am citit descrierea, dar nu mi-am dat seama exact la ce folosește. Hai să răspundem tipului. Mamă, stai să se încarce. Se încarce frumos. Mamă, deci mi-e doar de zilele în care jucam Robocraft de plăcere. Asta nu știu dacă ar putea fi o întrebare, dar hai să zicem. Arată destul de ciudat robotul, culorile sunt infernale și chiar și roboții aceia care îi aveam eu de mai de mult și aveau culoarea, nu știu, roșie sau ceva de genul, s-au șters puțin, da? S-au șters culorile, nu mai sunt la fel de vii cum erau. Deși străluceau, deci fiecare bloc avea o anumită strălucire. Sper că jocul se aude ok, nu se aude peste vocea mea sau se aude prea încet. Mai eu l-am pus la jumătate din volum, sper să fie cât de cât ok. Un lucru ce nu m-am spus este faptul că episodul trecut, după cum știți și voi, a ieșit destul de urât. Și nu știu de ce l-am postat atunci pe YouTube, da? Nici acum nu știu de ce l-am postat. Ar trebui să mă duc eu în față pentru că sunt singurul medic. Să nu mai arată medic. Oh, nu mai arată ce clasă ești. Ok. Hai să stăm aici momentan în spate. Ah, mai este un medic, da. Hai să mă duc să-l ajut. Dau doar lui viață momentan. Să refac. Nu știu, cel puțin asta e tactica mea. Să ajut mereu ceilalți medici din echipă. Pentru că în acest mod putem să dăm viață cât mai mult. Dar tipul nu prea ar trebui să stea acolo, pentru că ar putea să-și primească damage mai repede. Vezi armele astea care are tipul ăsta? Ce naiba fac astea? Habar n-am. Am mă duc la să citesc descrierea. Și nu știu, am impresia că se iau de jocul prea tare. Sper să nu am dreptate. Bun. Probabil după meciul acesta voi opri puțin filmarea ca să verific cum se aude. Da, cum se aude clipul. Stai, a murit mega-ul nostru? Sau... Cred că a murit, dar o să pierdem primul meci. Sper să nu pierdem totuși. Dar nu prea avem șanse, sincer, adică mega-ul ăla e destul de bine creat. Eu îmi primesc damage deja. Practic, da, mă duc ne facem. Și... urât. Da, trebuia să știu că pierdem din start. Oh my god. Picioarele acestea funcționează destul de bine, chiar dacă... Oh my god. Chiar dacă rămân cu un picior... nu, stai. Băi, acesta e frumos. E frumos robotul acela. What the fuck, cum arată acesta? Da, acum...
S-a stricat și, nu știu, faza asta cu roboții. Nu mai poți să faci roboți frumoși, pentru că dacă nu bagi bani, rămâi decât cu patru culori. Ia, nașpa. 53.000. Merge. Nu ne plângem. Am făcut 5 milioane de RP-uri. Ok. Haideți să acceptăm cele de pe tine. Am uitat să facem asta la început. Să fac, de fapt, nu știu, îmi place să zic facem sau stea noastră, așa de genul. Mereu îmi place să zic chestia asta. Se pare că sunt 3 persoane online. De regulă, în fiecare episod găsesc câte 2-3 persoane. Uneori când filmez dimineața, nu găsesc persoane online, dar am ceva prieteni. Cred că unii m-au scos de la prieteni când au văzut că nu mai fac seria sau ceva. Dar o vom continua. Vom filma câte un episod în fiecare săptămână de acum încolo. Și, nu știu, mă gândesc până la episodul 50 să văd dacă îmi revine cheful cu adevărat și atunci ar putea să fie chiar 2 episoade sau văd în funcție de ce serii încep. Pentru că din februarie o să mă updatez PC-ul și voi putea filma jocuri gen, nu zic, Minecraft. Minecraft nu consumă extrem de multe resurse, dar voi putea filma cu setările la maxim, cu shader sau chestii de genul și se va vedea mult mai fain. Până atunci rămân la seriile mele de bază. Și vorbeam de acel cub, de fapt acea armă, nu cub, să aici era shop-ul, hardware, unde n-a bea? Ăsta, uitați-mă, deci Aeroflec Cannon, Hill 62.000, dar nu înțeleg chestia asta, poți să tragi cu Hill încă echiperi sau... Bă, nu mă, dă damage, 31.000. Heal-ul e... Da, deja l-am încurcat, se vede că n-am mai jucat de mult timp. Heal-ul este la armă în sine, deci atâta în viață are armă. Și damage 31.000. Deci ăsta e un fel de plasma, doar că trage mai repede? Probabil. Bun. Acum, stați puțin că am să verific dacă e ok vocea sau nu și revin de îndată. Nu muri, te rog, nu muri. Să ajutăm cu viața. Încă n-am jucat această mapă niciodată și, sau cred că am jucat-o. Nu mi-aduc eu aminte de ea. Da, am jucat-o cred că în episodul trecut. Doar că episodul trecut este de vreo 3 săptămâni și da. Bun. Nu știu unde e Megaul. Oh, bun, mai avem un medic în echipă, ăla stă acolo. Eu sunt pe teren, deci el stă acolo în caz de rezervă. Probabil o să mor și eu și... Na. Momentan că n-a murit nimeni. Mamă, ce nume lung are acela din echipa roșie. Primul jucător. The Destroyer of Robo. Nu știu ce, nu înțeleg că sunt frame-urile acolo de la Fraps și... Uite, ăsta e mega-ul nostru. Mamă, deja nu știu ce fac aici. Doar mă duc și dau click dreapta. Deci, armele acelea... Probabil dau damage doar și de aceea costă atâta, pentru că dau damage uriaș, 31.000, damage foarte mare. Și presupun că în 3-4 episoade o să-l pot cumpăra și eu, adică nu doar unul singur, două arme din acelea, se pun gen, vedeți acum unde dau cu viață, se pun acolo pe lateral, da? Să, pe o parte și de alta robotului. Mamă, deci ce cu animațiile astea? Ciudate. Îmi plăcea mai multă explozie de dinainte. Erau mai frumoase. Și sunetele. Acum, na. Pentru jucătorii noi probabil e ceva normal. Pentru mine e mai ciudat. Mamă, asta e frumos robotul așa cu negru și portocaliu. Picioarele seamănă pe... acele SMG-uri de carbon. Nu să-i dea viață că moare și după ne pierdem un cu echiper valoros. Hai să dau viață și la medic. Mamă! Ce-s cu bulele astea? Vai de cap. Oh, a murit și medicul. Da, deci... Deci stai, doar eu cu ăsta mai rămas.
Ok, da, sper că se duce și meciul acesta. Nu prea avem noroc astăzi. Acest episod este mai mult de revenire. De fapt, e destul de ciudat că eu la fiecare episod zic chestia asta, dar acum chiar promit că o să postez în fiecare săptămână. Mamă, aproape 220.000 de RP-uri. Așa încet ne adunăm puncte. Astăzi probabil o să mai joc diseară. De regulă stau pe Good Game până pe la 12, după nu prea mai ai ce să faci și poate până la 1 pot să joc o oră. Mai fac vreo, nu știu, 2 milioane de puncte pe Robocraft. Adică nu știu exact dacă pot să fac într-o oră atâta, dar mă străduiesc. Și poate în episodul următor deja vom avea o armă. Deși nu cred că ar fi prea ok să mă duc doar cu armă, mai bine le cumpăr pe ambele și mă duc pe, nu știu, 3-4 episoade. E că în 4 episoade deja trece o lună și într-o lună pot să cumpăr mai multe, da. Bun, acum parcă nu știu. Am jucat aseară cât am făcut acest robot. Am văzut și mecanica de joc, dacă s-a schimbat, dacă nu. Și parcă mi-a uitat așa puțin cheful. Așa, nu știu. E totuși chestie pozitivă. Arată ca un extraterestru ceva, nu știu. Ok. Mă, ce-mi plăcea să folosesc și o tactică asta, gen să dau cu plasma peste pod și nimeream direct playerii. Băcea mult. Ăsta robot mai slăbuț, dar cred că e de viteză. Bun. Aici doar trebuie să stăm și să... Oh my god! Mamă, ce... What the fuck? Arată funny robotul acesta, nu știu cum să vă spun, dar îmi place cum arată. Chiar dacă e random așa făcut, e funny. Și numai bine e înalt, e și cu platforma aceea și pot să stau în spatele lui. Gen, vedeți, dacă dă cu plasma, îl ia pe el și eu doar îi dau viață, deci... Din punct de vedere, în punctul ăsta de... Oh, fuck, m-am blocat sub el. Nu mai poate... Oh, fuck, a rămas doar cu un picior. Da, am ieșit din nava. Mau, nu. Nu. Trebuie să mă duc din nou așa. Bun. Trebuie să concentrez toate razele pe el. Să-și facă... Oh, a rămas fără picioare. Nu mai pot să mă duc, îmi pare rău. Hai să-i face viață imediat. Vai, cât i-a scăzut acum. Ah, cred că am pierdut. Mega-ul lor este destul de încărcat la viață. Se pare că nu prea avem noroc azi. Da. Mamă, dar e frumos făcut al lor, adică are și corni, gen. E OP. Ah, degeaba îi dau viață că nu... Poate câștigă cu echipieri, adică... Îți dau damage și la asta. Poate distrug armele. Trebuie să încarc Mega-ul, poate... Dar să nu mă vede aici, what the fuck. Oh, se pare că o să câștigăm meciul. Ăla a rămas cu o singură armă. Am decât două din astea care încarcă și... Îl încarc mai greu, dar se pare că i-am mai refăcut un SMG. Oh, bun, am câștigat. Super tare. Și scor avem destul de mare. Cel mai mare scor din echipă. Super tare. Mamă, se pare că... Începe să ne revenim. Un meci mai frumos. Bun. Sper că câștigam măcar 300.000 sau ceva de genul. Hai să vedem. 206.000. Mă, și mai puțin. Să stai. Total RP. No, 106 și am primit de la... Mamă, dacă aveam premiu un 412. Dar, sincer, nu prea mai vreau... Cel puțin acum nu... Mi-a stat gândul să mai bag bani în Robocraft. Am băgat puțin. 10 euro cât mi-a luat o stocare și era timpul la premium. Dar acum, după ce am făcut level 100 și toate astea, n-are rost să mai bag. Bun, atunci am vrut să mă grăbesc să amasez și eu cât mai mult. Și, sincer, să cumpăr niște culori care nu au umbre sau texturi frumoase, chiar nu are rost. Mă, poate au culorile texturi interesante și eu am jocul dat pe minim sau... Nu știu, o să vedem după meciul ăsta. Deci mai jucăm meciul acesta și încă unul.
Iar după vom încheia episodul, pentru că 15-20 de minute chiar ajunge. Mai mult de 20 de minute deja e stresant să te uiți. Nu știu, cel puțin așa cred eu. Eu nu m-aș uita mai mult de 20 de minute la un meci. Mă uitam înainte, da, recunosc că atunci mă uitam înainte. Când eram, să zicem așa, la modă Robocraft, jucau destul de mulți. Erau și youtuberi activi care puneau zilnic un clip, două cu Robocraft. Atunci mă uitam și la episoadele de o oră sau chiar mai mult. Mă uitam la live-uri de 2-3 ore cu Robocraft. Mai învățam și eu tehnici de acolo, nu știu, mecanisme și chestii de genul. Dar acum, sincer, nu m-aș mai uita. Mai degrabă m-aș uita acum la GTA. Adică la GTA îmi place să mă uit. La GTA 5, multiplayer, unde, nu știu, îți fac chestii amuzante. Unii dintre voi mi-a zis de ce nu postez GTA 5. Păi, calculatorul meu nu duce acel joc și, da, ca să-l upgradez până acolo ar trebui să schimb practic total. Pentru că placa de bază nu duce RAM cu frecvență mai mare de 1333 de herți, de megahertz, pardon. Și da, nu o să funcționeze. Oh, fuck. Sunt destul de lent cu picioarele acestea. Dar n-am ajuns chiar. Unde naiba a plecat cu echipierii? S-au împrăștiat, da. Meciul ăsta e clar pierdut. Clar pierdut. Da. Asta se întâmplă când unii rămân în spate, câțiva se duc în partea cealaltă. A, bine că vin și acum ăștia, când nu prea mai are rost. Dar, hai, poate avem o șansă mică de câștig. Văd că Megalor a căzut. Ceea ce... Ba nu, e acolo încă. Trebuie să stau în spate, dar m-aș duce și în față. Se pare că nu e pierdut meciul. Mă să-mi distrug arma. Mai pot să dau măcar niște viață în acest fel. Oh my god, sper să nu mă omoare. Bun. Da, m-a nimerit din nou. Mamă, deci ce torsătură de situație. Era o groază acolo. Și până la urmă am reușit să ne revenim. Adică colegii au reușit. Pentru că eu n-am făcut extraordinar de multe lucruri. Bun, să vedem. Eu zic că am luat 150 de mii aici. Sau, nu. 100-150 de mii, ceva de genul. Pentru că am luat și damage, trebuie să repare și robotul. Oh, nici 100 de mii. Ce că am 150 de mii. Da, luam 150 de mii cu premium. Uite că în episodul acesta am făcut deja jumătate de milion. Deci, mergem. Într-o oră aducea, probabil aș putea să fac chiar mai mult de 2 milioane dacă aș câștiga. Sau nu neapărat să câștig, să... Nu știu, să dau mult heal, da? Asta e frumos cu medicul. Dacă ai un robot destul de rezistent și ai multe... Nu mai țin de cum se numeau. Multe arme care... Da, se pot numi chiar arme. Multe, hai zicem, unelte care îți încarcă viața. Poți să faci multe puncte și ați văzut, am ieșit locul 1 doar dând viață și stând în spate la colegi. Dar totuși, dacă joci foarte bine ca și medic, poți să ajuți foarte mult echipa să câștige. În primul rând faci tu multe puncte și în al doilea rând câștigi echipa și e dublu. Mamă, ce frumos e și asta. Îmi plac că cele propulsoare de la el de pe piept arată ca și cele de la Optimus Prime, acel centru nucleu, să zicem, nucleu e corect, care alimentează tot robotul. E interesant designul, chiar îmi place. Bun, aici ne glicim unul în altul. Chiar era unele ture în care ne spawna pe toți în turnul singur și după când pornea meciul ne arunca așa în toate părțile. Și asta e interesant, cea cu galben. Cred că l-a colorat înainte de update-ul cu aceste patru culori. Știu că în episodul anterior am colorat și mai multe culori, adică erau cam toate culorile disponibile. Nu erau limitate ca așa cum am. Să mă întorc. Dar nu cred că ar merita. Hai să mă duc după Mega. Nici nu știu dacă sunt... Bă, uite, ăla e medic, deci acela merge să-i ajute pe colegii din spate și eu mă duc după Mega să fiu medicul lui personal. Doar că sunt destul de lent în astea. Am încercat să pun și trastere, să...
Da, a trebuit să mergem înapoi, dar nu știu ce face mega-ul asta. Aș merge înapoi, sincer, dar mai degrabă să stau lângă el. Și nu știu, nu prea ar avea nevoie de viață pentru că cealaltă echipă în cealaltă parte, dar haideți totul să stau aici. Poate se întoarce unul sau doi și au nevoie de viață atunci. De cred că au un elicopter sau ceva de genul, un avion. Nu dau seama, dar ceva e în aer. Ok. Da, și am venit degeaba pe la urmă. Lăsăm pe colegul nostru să încarce punctul. Noi mergem să apărăm aici, în caz că vine vreun inamic. Stau aici frumos în spatele lui și... Oh, era să... Da, m-a nimerit. Mamă, mi-a costat nicio lovitură. Doi au murit de la noi din echipă, ceea ce este destul de rău. Ok, a început să-și ia și el damage. Și eu sunt cam expus aici. Trebuie să mă feresc. Nu știu dacă mai trăiește celălalt medic. Nu-mi dau seama. Uite, trăiește că văd că îi încarcă la cineva cuburile. Ăla trebuia să încarce punctul, deci nu a venit. Bă, ce frumos farmeze aici puncte. Doar dau viață. Am primit și eu damage. Dar în principal... fuck. Ăla e mega-ul lor? Oare? Cred. Trebuie să mă duc să-i ajut. Ai. Nu să-i ajut pe colegi. Că după rămâne mega-ul contra ăștia și e mai nașpa. Oh my... Nu! Hai după mine, medicule. Oh, fuck. Vine, dau viață. Nu, serios. Aici am făcut o mare prostie. Da, am făcut, am bully meciul. Da. Am stricat meciul. Fuck, this shit. Da, chestia a fost că am mers după Mega și nu era nevoie să mă duc pentru că putea să se apere singur. Trebuia să mă întorc atunci. Da, am făcut decizia greșită. Data am luat-o, n-am făcut-o. Și tipul ăsta trebuia să stea aici să încarce punctul cum... Și că acum... Un medic, serios? Îl face un medic? Vai de cap. Da, este de penibil să te facă un medic. Ah, în fine. Nu contează, am avut și faze interesante. Sincer, nu prea am oftit că am pierdut acest match. Știu unde am greșit și da. Bun, să uităm cât am luat și acum. Sper ca până episodul următor să adun măcar 10 milioane de RP-uri și peste vreo 3 episoade, 4 maxim, să pot să cumpăr acele două arme. Bun. Am făcut aproape 600.000 de RP-uri acest episod. Destul de bine. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like. Să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu și eventual un subscribe. Ne auzim data viitoare. Bye bye!